Acesta este unul dintre telefoanele cele mai interesante de pe piață pe care l-am testat până acum. Eu sunt unul dintre oamenii care an de zile nu a fost impresionat de ceea ce face Google cu telefoanele lor. Am urmărit în exterior, iar de multe ori apăreau probleme de compatibilitate cu rețelele din țara noastră. Cu siguranță că erau probleme de integrare cu operatorii de la noi, atâta timp când nu erau telefoane disponibile oficial la noi în țară. Lucrurile s-au așezat de la o versiune la alta, iar prima impresie chiar a fost foarte bună. Se observă o evoluție și cred că noul Pixel chiar este un telefon de recomandat. Sigur, este un model cu bune și cu rele, însă pe ansamblu chiar merită. Hai să discutăm mai multe detalii despre noul telefon al celor de la Google, imediat după intro. Ca la fiecare video, acum este momentul să vă anunț să vă abonați la canal și să apreciați materialul pentru că s-a muncit un pic. Puteți să lăsați și un comentariu dacă aveți vreo nelămurire cu telefonul acesta. Am fost în Praga cu noul Pixel și am avut în paralel și telefonul celor de la Apple. Apropo, aveți deja recenzia pe canal cu noul iPhone. Nu, stați liniștiți că nu o să fac un comparativ direct între cele două telefoane, însă vă zic că Pixel câștigă duelul la fotografie și îl pierde pe cel al display-ului. Totuși, ecranul este un LTPO la 120 de Hz, ce suportă H30+, are 2000 de niți și ajunge la 3000 de niți în pic. Este protejat de Corning Gorilla Victus 2 și chiar arată bine. Ok, trebuie să fim realiști, când ai display-ul ca cele de la Sony pe lângă tine sau chiar cele de la iPhone, este clar că nu poți să te impui atât de ușor. Iată că totuși Google reușește să optimizeze mai bine sistemul de operare și să pună un Hz acolo unde este nevoie pentru a salva bateria, în timp ce la Sony cred că mai avem mult de lucru. Am prieteni care au schimbat anual Pixel-ul încă de la versiunea 6 încoace. Dacă la prima versiune nu am fost deloc încântat de telefon, iată că ușor-ușor am văzut lucruri fai de la Google. Însă, când este mult prea multă promovare, parcă te uiți un pic ciudat. Ei bine, condițiile de fotografiat au fost identice, iar Apple nu a fost chiar atât de bine. Designul telefonului mi-a plăcut încă de când l-am văzut. Am primit varianta pe argintiu cu modulul foto scos un pic în evidență și margini drepte, dar un pic curbat pe lateral. A zice că e potrivit să ține comod în mână, ba chiar poți să adaugi și husa din pachet. Deranjant este însă faptul că au inversat butoanele de volum cu cele de blocare, iar cursa lor este un pic cam ciudată. Parcă este un plastic ieftin pentru butoanele de volum. Nu știu dacă este intenționat făcută, însă eu nu m-am adaptat la varianta aceasta. Probabil că voi, dacă îl veți folosi mult mai mult timp, o să vă adaptați un pic mai repede. Haideți să ducem un pic discuția spre fotografie, că acesta este unul dintre punctele forte ale telefonului. Avem 3 camere cu rezultate foarte bune și stabilizare optică. Rezultatele sunt foarte bune pe fotografie. Vedeam încă de pe ecran că totul arată bine, că imaginea este stabilă, că ai un interval dinamic ok, iar în post-procesare a fost și mai fain pentru că îți lăsau spațiu să le editezi așa cum îți dorești. Cred că de la Huawei nu am mai avut atât de mult spațiu de manevră și este pentru prima dată când văd că imaginea RAW este cu sharpness-ul aproape de zero. Este interesantă alegerea lor și este utilă pentru cei care vor să editeze un pic fotografiile. Cu un pic de curve și cu un pic de saturație chiar o să aveți rezultate foarte interesante. Oricum, cred că observați că în Praga nu am avut parte de o vreme foarte bună, însă telefonul a reușit să facă o treabă faină. Sigur, după gusturile mele aș fi vrut să am un pic mai multă informație în zona de umbre, dar pot să rezolv treaba asta în procesul de editare. Vă pun câteva exemple pe ecran. Pe timp de zi lucrurile sunt echilibrate. Sigur, am avut și avantajul unui soare foarte plăcut, nu foarte puternic, de septembrie și asta chiar a contat. Cred că trebuie să țineți cont și de aspectul ăsta pentru că nu mereu apar probleme și apar situații ciudate la HDR, însă fără doar și poate, pentru poze este unul dintre cele mai echilibrate telefoane ale anului de pe Android. Pe timp de noapte puteți să activați camera de 50 de megapixel. Dacă o setați să facă RAW și JPEG, la un moment dat o să simțiți că o să aibă un pic de lag. Eu am preferat să setez pe 12 megapixel ca să nu ratez unele momente. Acesta a fost singurul semn în care hardware-ul parcă nu a fost sincronizat cu software-ul. Poate că vor veni actualizări după, dar cred eu că este mult prea multă informație de procesat. Apropo de software, nu îmi place faptul că în aplicație fotografiile sunt inversate și nu ajungi ușor cu degetul ca să schimbi focalele. Poate că în timp lucrurile vor fi inversate pentru că este chiar incomod să le folosești așa. Iată câteva poze făcute de mine în Praga cu telefonul. Sunt câteva făcute în țară ca să pot să surprind mai multe momente ale zilei. Ca de obicei aveți poze la calitate maximă în linkul din descriere.
La video discuția este aceeași. Telefonul filmează în 8K 30p și chiar o face foarte bine. Ok, dacă l-aș pune lângă un Xiaomi 14 Ultra, poate că ar fi tot pe acolo, însă la Pixel pe alocuri se vede o lipsă de detalii, în special pe zoom 5X. Este și normal, însă dacă te oprești la 2.5X, o să fie suficient de multe detalii. Partea bună este că ai stabilizare foarte ok pe toate focalele. Sigur, ca să aveți acces la toate opțiunile de stabilizare pentru HDR și 10 biți, o să fiți nevoiți să scădeți rezoluția la 4K 30p. Eu zic că este mai mult ca suficient, iar la 4K 60p o să folosiți doar când este absolut necesar. Dacă până acum l-am tot lăudat, la hardware mai este de muncă. Ok, nu mă duc în direcția Huawei, acolo unde penalizările chiar au făcut praf un brand mare, însă procesorul este punctul slab al telefonului. Nu mă înțelegeți greșit, la filmări, la poze, adică la utilizare normală, nu o să aveți nici cea mai mică problemă cu telefonul, în schimb, dacă o să-l puneți la treabă mai serios, mai exact în testele sintetice, o să vedeți că performanțele se reduc aproape de jumătate. Procesorul Google Tensor G4 nu se ridică la nivelul Snapdragon-ului, mai degrabă este la nivel de 8 Gen 3S, model pe care îl avem pe flagship killer. Partea cea mai bună este că are un software foarte curat și rapid și cred că o să câștige destul de mulți adepți. De la un utilizator de Sony pot să vă spun că nu am simțit un lag cu telefonul acesta. Îmi place să fie telefonul cât se poate de curat, să nu-mi adauge fel de fel de aplicații pe care nu le-aș dori. Am redus animațiile care de fiecare dată și nu ai cum să nu apreciezi telefonul pentru cum se mișcă. Ar fi important de precizat și faptul că promite 7 ani de actualizări. Cred că ei și Samsung mai oferă atât de mult suport tehnic și probabil că o să fie printre primele telefoane ce o să primească Android 15. Ok, este foarte util că au integrat toate lucrurile privind inteligența artificială. Sigur că da, toate opțiunile erau ale lor, dar cumva Samsung le-a prezentat pentru prima dată și aproape că și le-au însușit pentru cât de mult le-au promovat. Însă da, îmi place Gemini și felul în care au integrat toate opțiunile de inteligență artificială. Practic o să fie mai ușor la poze, la mail-uri, o să faci sumar și tot ceea ce ține de productivitate. Mai mult aveți chiar și câteva briz-brizuri cu care puteți să compuneți fotografia direct din camera telefonului. Nu mai insist cu acesta pentru că le-am tot discutat pe aici. Nici de baterie nu sunt tocmai încântat din două motive. Primul ar fi cel al autonomiei. O să treci ziua la limită cu el, iar încărcarea este de doar 27W. Aș fi fost mai mulțumit de telefon dacă măcar ar fi avut dublu, în jur de 50, poate 60 de W oră. Al doilea motiv ar fi cel al bateriei, pentru că este de doar de 4700 mAh. Deja avem flagship-uri care au peste 5000, poate 5500 mAh, iar asta înseamnă câteva ore în plus de autonomie, iar asta înseamnă că sar la peste o zi de autonomie. Mi-a plăcut experiența cu telefonul ăsta și felul în care au integrat lucrurile pe el. Am văzut persoane că deja au trecut la noul model și cred că au făcut o alegere foarte ok. Mi-aș fi dorit ca telefonul ăsta să aibă o autonomie mai mare, să aibă o încărcare rapidă și poate un procesor de la Snapdragon. Atunci chiar telefonul cred că era de recomandat și poate că era telefonul anului. Bine, anul ăsta am testat și Asus-uri, iar acela era perfect până trebuia să fie răcit. Google nu se încălzește, dar nici performanțele nu sunt maxime atunci când îl forjezi. Chiar și așa, experiența cu el a fost de departe una dintre cele mai interesante ale anului ăsta. Nu stați pe gânduri, dacă vreți să aveți un Android curat și nu știți ce să alegeți, aveți aici un punct bun de plecare. Cam atât despre noul model al celor de la Google. Pe data viitoare și nu uitați să ne auzim în comentarii pentru mai multe detalii.